Îi dau lecții lui Adriana că se pare că a făcut facultatea și degeaba. Nu de psihologie intimă, nu de familii fericite, nu de familia creștină cu mătănii pe ea. Poate în universul ăsta, oricum l-ai privit tu, există o lege imuabilă. Aoleu, mă stric cuvintele astea. Se numește legea entropiei. Mai e și o lege a entalpiei. Hai să luăm pe aia entropiei. Orice sistem, logic, faptic, psihologic, dacă la mine, legea entropică face ca să facă un anumit dereglaj. Și atunci orice decizie umană amânată se duce în disoluția deciziei. Nu se mai ia decizia. În cazul meu, am vrut luna trecută să vin să văd fata. Decizia, eu oscilam, orice om oscila de urmarea deciziilor. Era să vin la fata. În mod normal, după am avut repercusiuni, s-au supărat și mama pe mine și pula mea, toată lumea. Numai că decizia a fost decizia corectă pentru mine. În punctul meu de vedere. De ce? Mă așteptam la urmetei, bieletei, banii. Și uite acum l-am cercetat pe fratele. De ce mă așteptai? Trebuia să iau lecții de codul bunelor maniere. Un ceva firesc nu se putea, pentru că era nefirescă și invitația. Trebuia să vină într-o după-amiază la o distanță de câteva zile. Eu fiind porc, nesimțit, poet curvar care mă fut cu pis de tinere, am preferat să mă fut cu pis de tânăr. Să facem lor. Ne mai cupăm sau vorbim la telefon. Dar asta e treaba mea personală, pentru că și la divorț, avocata ta mi-a zis, nu ne interesează viața personală. Deci eu nu mă interesează nici pe mine viața personală. Dar, fiind faptul că noi avem experiențe de viață, se pare că intruziunea asta în viața mea personală a fost făcută. Și atunci, ca să zic, ca să simplific, mai citește niște fizică, mai o carte cum văd eu lumea lui Albert Einstein, mai un dicton, de fapt nu e un dicton, este o vorbă de duh, așa, să-și dă la duh, pe parcursul vieții lui, când a zis, băi, nu știu dacă universul e infinit. Acum ăștia s-au mai prins de mai multe chestii, dar știu că prostia duce spre infinit. Sau nu are măsură. Deci, eu ca să fi pus botul, să văd fata, îți dai seama că toate părțile câștigau. În afară de o parte, eu. Toate că părțile câștigau. Trebuia vino mine după amiază. Odată ce eu te-am căutat cu multe libelungi, dau telefon la fată, da, băi, nu putea baba să zică, stai puțin că îți fac o redirecționare de apel la pizdă pe mobil. Eram în mileniu 3. Parcă îți dai seama că mă da telefon după tine. Doamne, ți-a dat iubețivul telefon nebun după ordo. Tu trebuie imediat să-mi dai, băi, ală, nu știu numărul meu de mobil și mă doare în pulă, dar îl știi pe stare fix. Puteai să dai și tu telefon pe fix. Că cred că ai câțiva urgențe acolo în pizdă, știi? Și mă întrebai, băi, ce vrei? Mister Flăci. Și eu zic, vreau să văd fata, fata. Pe când vrei să vezi fata? Că sunt la servicii. La servicii, fete. La scârbici. Bine, la scârbici. Păi, în seara asta se poate. Că dau și o fugă. Țin. Așa trebuia într-o chestie firească. Iar mai ales că noi ne cunoaștem de 20 ceva de ani. Am petrecut mult timp împreună. Cred că o obligație față de mine, cum zicea, cu naturală, morală, practic. Dacă m-a luat cu morală și naturală, înseamnă că a învățat și el ceva la facultate. Dar depinde cum e naturalul și moralul, știi? Că morala arată, de fapt, timpurile pe care le trăiești. Și morala este vorba de percepție. Ea citește așa, cum văd eu lumea? De Albert Einstein. Și mai bagă multe cărți. Apucă-te de citit. Nu e greu. Știi cum faci? Deschizi prima filă.
Uite, trei de toate locale. Da? Se numește Nobel contra Nobel. Eu cred că până nu ce-o fiu. Ia la. 1918. E unul church. E, a murit povestea. E un prozator maghiar, am dat la un lungul. Deci, dăștia. Iau, dat scritor. Iau, și aici poet. Pași? Și după aceea citești. Citești original și eu ce scrie. Da, aproape exact la aceeași oră, la 9 oră, l-am ucis. Pe pacient. Întrebă din pe pacient, da. Ba da, premeditat, îmi replică Iașvin. Da, domnuleți, că să vă fi trezit polski cel scelti. Deci ăsta cred că e scriitorul rus, că este pomorbit. Da, prozator și dramaturg sovietic de origine rusă. Este născut în Kiev. Vezi, aici e pe ăștia. Și pe ăsta îl cheamă Mihail Bulgakov. Poate. Ia uite. Poate! I-a prins Sehalea Sân. Onoran 3. Nașor. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.